Salutare, prieteni! Suntem în a opta zi de lectură asupra cărții Cel mai mic Bigfoot de Jennifer Weiner. Să lecturăm! În dimineața aceea, Alice așteptă răbdătoare cu ochii închiși până când auzi mașina trăgând încet lângă trotuar. Ești gata să mergem, Alicat? Întrebă Lee. Capacul portbagajului se ridică și el începu să ia bagajul de pe trotuar. Alice încercă să-l ajute. Lee o îndepărtă cu mâna, spunând ca de fiecare dată. Știi că am nevoie de mișcare! După care, ca întotdeauna ridicând umerii odată cu valiza, apoi geanta de voiaj, spuse cu un accent rusesc aspru. Alice e ca un taur de puternică. Alice ura. Când alți copii o tachinau pentru statura și forța ei, pentru fața lată și ciudată și părul neîmblânzit. Dar Lee putea să spună orice vroia, pentru că Lee era drăguț și de încredere și nu ar fi rănit-o niciodată la fecare Crăciun. Lee îi oferea o pungă de bomboane Hershey Kisses, învelite în staniol roșu și verde. De ziua ei îi trimitea mereu felicitare și când era la Swifton, îi trimitea prin poștă pachete cu ciocolată Kit Kat și vedere cu Statuia Libertății sau Central Park. Alice urcă pe bancheta din spate, oricât se ruga de el și arăta că era mult mai mult decât suficient de mare. Lee nu o lăsa niciodată să stea în față și își puse centura în timp ce Lee pleca de lângă trotuar, îndreptându-se spre centru. Alicat, începu el. Alice zâmbi, așa cum făcea de fiecare dată când auzea porecla folosită numai de Lee. Înțeleg că locul ăsta pare un pic ridicol, întreba Alice. Bizar? Poate chiar ilegal? Prețios, zise Lee, oprindu-se la culoarea roșie a semaforului, dar nu trebuie să ai idei preconcepute. Pe bancheta din spate, Alice își sprijini capul de geamul rece. Ochii îi se închiseră, ceea ce era bine, pentru că nu era nevoită să-și vadă imagine reflectantă. Părțile care erau prea groase, prea moi, prea mari, prea rotunde. În timp ce mașina gonea pe autostradă, se lăsă să alunece în reverie. Undeva existau doi oameni, un bărbat mare și puternic, cel mai înalt jucător de basket, și o doamnă cu trupul moale, cald și primitor, ca al bunicii când o lăsa pe Alice să-i stea în poală. Aceștia erau părinții ei adevărați, care fuseseră cumva despărțiți de ea, iar în visul lui Alice alergau spre ea plângând, o luau în brațe și o țineau strâns, spunându-i că acum o găsiseră și aveau să o iubească mereu și să nu-i mai dea drumul. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Și ce am vrut să vă anunț este faptul că am terminat deja împreună să lecturăm primul capitol, așa că data viitoare îl continuăm. Pe următor. Pe curând. Și nu uitați, stați acasă.